Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Recunoaștere oficială și aplauze, o diplomă, un premiu consistent în bani și o sinceră strângere de mână. Aceasta este recompensa pe care a oferit-o astăzi membrii Clubului Rotary Reghin celor mai bune elevi din municipiu. Copiii premiați la concursurile naționale au fost evidențiați printr-un proiect marca Rotary, menit nu doar să aplaude elevii eminenți, ci și să-i sprijine financiar în pregătirea lor. Încheierea anului școlar a fost așteptată cu sufletul la gură, mai ales de elevii eminenței municipiului. Eforturile lor susținute timp de un an și premiile deosebite pe care le-au obținut la nivel național și internațional au fost recunoscute oficial, în mod deschis, dar și premiate de Clubul Rotary Reghin. 5 copii au primit o diplomă, un premiu constând în suma de 1000 de lei și o strângere sinceră de mână din partea membrilor clubului. Este vorba despre elevi care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele naționale, ceea ce înseamnă premii la aceste olimpiade. Probabil că au fost mai mulți participanți la aceste olimpiade, dar ei s-au evidențiat în mod deosebit prin faptul că au fost premiați. Este foarte bine ca acești copii cu rezultate deosebite să fie evidențiați și clar că merită să le fie răsplătite eforturile și rezultatele deosebite. Aș dori ca la următoarea ediție să fie cât mai mulți, să ne pună la eforturi mai mari. Și pentru că 3 dintre cei 5 elevi premiați învață la Liceul Tehnologic Petru Maior, Rotary a decis să decerneze diplomele la festivitatea de încheiere de an a acestei școli. Cum te-ai simțit în momentul în care ți s-a rostit, iată, din nou numele? Foarte emoționată și mândră de munca pe care am depus-o și de faptul că aceasta e recompensată. Ai văzut ce ai primit? Nu, încă nu. Ce crezi că este? Cărți și ceva recompense materiale, probabil. Contează? Sunt importante pentru că, chiar dacă aprecierea verbală și laudele tuturor sunt foarte importante pentru mine, până la urmă e bine să susținem și în alt fel performanțele. Cred că cea mai mare realizare a mea de anul acesta a fost premiul obținut la Olimpiada Națională de Geografie și anume locul întâi. De asemenea, am fost premiată și pentru participarea la etapa națională a Olimpiadei de Științele Pământului, olimpiadă interdisciplinară în care se îmbină fizica, chimia, geografie și biologia. De asemenea, sunt calificată și la sesiunea de referate și comunicări pe teme geografice. Cum te-ai simțit în momentul în care ți s-a rostit numele? Sunt foarte mândră de rezultatele mele, însă sunt și emoționată și știu că meritul este al meu, dar și al persoanelor care m-au susținut, și anume părinții, profesorii. Presupun că rezultatul cel mai important este cel de la Olimpiada Națională și am mai avut și un trofeu la Grigore Moisil. Și cam atât anul acesta. Ce rezultat este la Olimpiada Națională? Am luat locul 8 cu mențiune și medalie de argint. Prima medalie de argint și m-am calificat și la baraj. Așa, una peste alta, a fost un an greu pentru tine? N-a fost un an greu, a fost unul plăcut. Dacă îți place ceea ce faci, faci cu plăcere. Au mai fost premiați Cristina Moldovan, care învață la Liceul Tehnologic Lucian Blaga și a obținut mențiune la Olimpiada Națională de Limba Germană, dar și micuțul Ionuț Mihnea Ognean, care a fost evidențiat pentru titlul de vicecampion mondial școlar la șah. Ne bucurăm că am primit din nou un premiu, o recunoaștere a rezultatelor obținute în acest an de către Ognean Mihnea Ionuț. E o bucurie pentru noi. Ne pare rău că el nu poate fi prezent, e plecat la mare, la un concurs internațional împreună cu părinții și n-a putut să fie prezent astăzi. Ați văzut premiul, cum vi se pare? Da, e un premiu destul de consistent și mulțumim Clubului Rotary pentru premiul acordat. Clubul Rotary a mai premiat excelența și în ajunul Crăciunului 2012, când a oferit diplome și premii în bani pentru 8 elevi reghineni cu rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale.
Sfârșitul de an școlar a fost marcat în cadrul festiv la școala gimnazială Mirona. Ca în fiecare an, familia deputatului Vasile Gliga îi recompensează pe cei mai buni elevi la dans sportiv. Cupe, medalii, diplome și multe premii au fost răsplata celor care duc numele Reghinului prin dans în țară și în lume. Serbarea va fi difuzată integral la Dareghin TV sâmbătă de la ora 19 și ora 21:30. Emoțiile de sfârșit de an școlar i-au cuprins ieri și pe elevii și absolvenții de la școala gimnazială Mirona. În prezența unui public numeros format din părinți, bunici și prieteni, cadrele didactice și copiii de la școala cu specializare în dansul sportiv și-au dovedit încă o dată talentele. Cupe, medalii, diplome și multe premii au fost răsplata celor care duc numele Reghinului prin dans în țară și în lume. Vom premia cei mai buni copii, pentru că avem copii extraordinari. Și va fi o sărbătoare. Vor fi premiați pentru toate realizările, numai pentru cele la învățătură, inclusiv participarea la competițiile sportive, inclusiv participarea la concursurile pe discipline, la olimpiade. Este puțin deosebită, având în vedere faptul că este o școală cu profil de dans sportiv și limba engleză. Și atunci am încercat să armonizăm dansul cu muzica și învățătura. Eu zic că fac întotdeauna una casă bună și acolo unde este plăcerea de a dansa, plăcerea de a asculta muzică, înseamnă și plăcere de a învăța și atunci cu siguranță că va fi ceva deosebit. Avem și participanți la campionatele internaționale. În fiecare an am avut asemenea participanți, dar ne lăudăm și cu participarea la concursurile naționale, la celelalte discipline de învățământ. Deci chiar dacă profilul școlii este sportiv, învățătura niciodată nu este pe locul 2. E trist pentru cei de a 8-a și a 4-a, pentru că ne despărțim de ei, însă e frumos că pleacă cu amintiri deosebit de frumoase și interesante de la Gimnaziu Mirona. Care este rolul dumneavoastră în această generație? Rolul meu este de a învăța ce înseamnă o coreografie, ce înseamnă estetica frumosului și ceea ce înseamnă a te descurca în locuri în care oamenii în ziua de astăzi nu prea știu ce înseamnă arta dansului. 250 de elevi de la clasa 0 și până la clasa 8 au participat în cadrul serbării, care va fi difuzată integral la Dareghin TV sâmbătă de la ora 19 și 21:30. Centrul de educație inclusivă numărul 3 din Reghin a sunat ultimul clopoțel. Emoțiile nu au fost puține pentru elevi, dascăli și părinți. Pentru absolvenții Centrului de educație inclusivă numărul 3 din Reghin, finalul de an este deosebit, pentru că majoritatea dintre ei intră în câmpul muncii. Ziua de 21 iunie a fost una deosebită și pentru elevii și absolvenții de la Centrul de Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin. Fiecare cu mic cu mare, alături de dascălii și îndrumătorii lor, și-au arătat măsura talentului în serbarea de sfârșit de an. Ultimul clopoțel a sunat pentru cei peste 240 de elevi și aproape 30 de absolvenți de școală tehnologică. Au terminat ciclul liceal, liceu tehnologic, la diferite meserii. Meserii care au fost zugrav, vopsitor, tapetar, parchetar, au mai fost la confecții textile. Deci am avut tâmplar universal. Au fost copii care au terminat stagiul de pregătire practică sau anul de completare. 4 clase am avut care au terminat cu bine. Am fost participanți la faza națională a concursului național a strategiei de dezvoltare, SNAC, în care ne-am prezentat foarte, foarte bine. Pe această cale vreau să-i și felicit pe elevii noștri și pe personalul care s-a ocupat de instruirea lor. Pentru absolvenții Centrului de Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin, finalul de an este deosebit pentru că majoritatea dintre ei intră în câmpul muncii. Pentru cei din clasele terminale presupune integrarea propriu-zisă în societate, i-au dobândit anumite calificări profesionale. Din fericire, societatea ne oferă oportunități în sensul că comunitatea reghineană este deschisă la problemele copiilor cu cerințe educaționale speciale și există firme care îi angajează. Firme cu care noi colaborăm foarte bine pe perioada școlarizării. Elevii fac practică, învață propriu-zis o meserie la firmele respective, iar în final, bineînțeles, cei mai meritoși se angajează pe piața muncii. Vacanța de vară a început pentru toți elevii reghineni care se vor întoarce pe băncile școlii în data de 9 septembrie 2013.
Polițiștii reghineni au dat de urmă unui hoț care a sustras mai multe biciclete de pe raza municipiului. 8 dintre vehicule sunt acum la sediul poliției și își așteaptă proprietarii. Suspectul este un tânăr reghinean cercetat momentan pentru furt calificat. Înainte de a intra în detalii, trecem pe la redacția economică pentru a afla de la Marcela German ce ne-a pregătit pentru astăzi la Jurnalul Economic. Bun găsit! E vineri și suntem cu gândul la vacanță. Aflați astăzi la Jurnal Economic că dacă veți alege să plecați în concediu până la data de 15 iulie, ați putea obține una sau două nopți gratuite de cazare la pachetul ales prin programul Zile Gratuite de Vacanță. Pe de altă parte, vă informez că potrivit raportului realizat de Fundația Post Privatizare, numărul firmelor mici și mijlocii radiate zilnic în 2012 este de aproximativ 200. Cu detalii vă aștept după știri la Jurnal Economic. Captură impresionantă a polițiștilor reghineni. Oamenii legii au descoperit zilele acestea mai multe biciclete furate. Bunurile s-au găsit la domiciliul unui tânăr, bănuit că ar fi furat mai multe asemenea vehicule. La sediul poliției municipiului Reghin avem 8 biciclete recuperate. Avem un suspect sau un făptuitor care îl cercetăm pentru furturi de biciclete. Nu avem păgubaș, nu avem persoane vătămate. O parte din bicicletele găsite au fost returnate părților vătămate, însă 8 sunt încă fără stăpân identificat. Cei care au rămas fără bicicletă în ultima perioadă pentru că le-a fost furată, dar nu au depus plângere la poliție, se pot adresa la sediul din Strada Unirii și pot vedea astfel dacă bunul lor se află printre bicicletele găsite. Deși am fost conduși în teren cu ocazia activităților specifice ca să identificăm locațiile de unde s-au sustras, sunt locații doar cu caracter general, stradă, cartier, nici de cum garaj sau dependință, ca să putem afla cine este proprietarul. Ca atare apelăm la sprijinul dumneavoastră, dacă prin intermediul dumneavoastră putem ajunge la păgubaș. Și tot în aceste zile, polițiștii din Reghin au fost sesizați de comiterea mai multor furturi de telefoane mobile. Unele au fost recuperate, altele nu. În toate cazurile a fost însă vorba de neglijența proprietarilor, așa că oamenii legii ne atrag atenția să avem grijă de bunurile de valoare pe care le purtăm asupra noastră. Cinste reghinenilor care și-au construit afacerea de la zero și reușesc să reziste pe piață, chiar dacă practică meserii ce par apuse. Este și cazul fierarului Micloș Zoltan. Acesta deține o adevărată fabricuță de producție obiecte de fier forjat. Deși pare o preocupare veche, produsele sale sunt cât se poate de moderne și de căutate. Ceea ce surprinde însă povestea succesului său este faptul că lucrează după metode tradiționale, dar cu utilaje moderne, adaptate ca să-i ușureze munca, recondiționate după ce le-a găsit la centrele de fier vechi. Câți fierari adevărați mai știți în zona Reghin? Cu siguranță vă este cunoscut măcar unul, Micloș Zoltan, care și-a făcut o reputație din produsele decorative din fier forjat. Atelierul său, pe lângă care trecem adesea, este de fapt o fabricuță cu 3 ateliere, unul pentru scule și matrițe, unul pentru modelarea fierului și unul de vopsire. Practic, realizează porți, garduri și balustrade de la A la Z, pornind de la tije metalice și ajungând la impresionante lucrări decorative. Maestria și seriozitatea i-au fost cărțile de vizită care le-au recomandat pentru lucrări, inclusiv în străinătate. Meseria sau ciocanul m-a purtat și la Paris. De 2 ori am fost... A fost frumos, plăcut, sunt mândru. Sunt mândru că am lucrări acolo pe Rue d'Anjou, lângă Palatul Élysée, în spate. Practic am fost recomandat de alții pe care i-am servit în Reghin și m-au recomandat unui arhitect din străinătate care a venit în atelier, a ales modelul, ne-am înțeles, am executat și ne-am dus și am montat. În anii 70, Micloș Zoltan era ucenic la IUPS după o școală de sculer matrițer. Propria afacere și-a deschis-o în curtea casei abia în 1994. Cu fiecare zi care trecea, a înțeles că efortul fizic îl va afecta în timp, așa că a căutat soluții pentru a-și ușura munca. Ajutat de fiul său, care este inginer, a pus în funcțiune un ciocan, dar și alte utilaje pe care le-a recondiționat și modificat după ce le-a găsit în centrele de colectare a fierului vechi. Acum bate fierul într-un timp record, îl torsionează fără niciun efort și îl transformă ușor în decorațiune adorabile.
Ca orice început e greu, nu ai nimic. Nu ai nimic, practic în garajul din față unde sunt mașinile, acolo am început, acolo era totul. Mecanică, montaj, vopsitorie, tot. Ușor, ușor, cu timpul am evoluat și am crescut. Și ce făceați atunci la început? Tot fier forjat, dar făceam mai rudimentar, absolut din mână, nu aveam utilaje. Pe urmă ne-am echipat, am cumpărat utilaje, mi-am făcut autodotare. O să vă arăt ciocanul făcut de mine, că la mulți le place cum funcționează. Fierarul răghinean este încântat de afacerea sa. Are atât de multe comenzi încât e nevoit să amâne unele dintre ele. Le-ar onora pe toate în scurt timp, dacă ar avea și câțiva angajați. Momentan, o singură persoană îl ajută. După ce, timp de ani de zile, pragul atelierului a fost trecut de mulți ucenici, însă niciunul nu a rezistat. Cum se zice, și în agricultură, dată pui sămânța și culegi roadele la toamnă. Nu se poate înainte, fără experiență, să ceri bani mulți, că eu practic 6 luni, un an de zile, plătesc să învețe. Și după aceea, doar când poate să ascută un burghiu sau să facă un punct de sudură sau să bată cu ciocanul, poate să aștepte măriri de salariu. Practic, eu investesc învățând și învățând și învățând. Câți au înțeles asta din cei care au trecut pe aici? Niciunul. Niciunul. Sincer, cu regrete. Niciunul. Toată lumea fuge, vedeți. Se face palma, tendoanele se mai rup, dacă asta e ciocanul. Putea trăi bine mersi oriunde în lume, dar rămâne în Reghin, fiindcă se simte fericit și împlinit aici. Interesantă filozofia sa de viață care l-a propulsat spre succes. Vă veți convinge de asta urmărind emisiunea Reghin Exclusiv, duminică de la ora 21:30 la Da Reghin TV. 21 iunie este o zi specială pentru tot mapamondul. În emisfera nordică vom avea cea mai lungă zi din an și, respectiv, pentru cei din emisfera sudică va fi cea mai lungă noapte din an. Este momentul care marchează începutul verii astronomice. Înainte să trecem pe la redacția Meteo pentru a afla câte ceva despre vreme. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Canicula a pus stăpânire și astăzi pe întreg județul Mureș. Meteorologii anunță un sfârșit de săptămână de foc, așa că o vreme ideală pentru bronz și o ieșire la piscină. Maxima județeană a atins astăzi valoarea de 32 de grade Celsius. Dar cu mai multe informații despre starea vremii revin pe final de jurnal. Ziua de vineri, 21 iunie, este cea mai lungă din 2013, la această dată având loc solstițiul de vară în emisfera nordică. Este momentul care marchează începutul verii astronomice, la această dată fiind cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte a anului. Denumirea de solstițiu este dată de faptul că are loc schimbarea gradientului mișcării soarelui în raport cu declinațiile acestuia. Crepusculul are durata maximă din an, iar la latitudinile ridicate, crepusculul se prelungește toată noaptea, locuitorii regiunilor respective fiind martorii frumoaselor nopți albe. Solstițiul reprezintă cele două momente ale anului când soarele se află la cea mai mare sau cea mai mică înălțime față de ecuator. Axa polilor Pământului nu este constant perpendiculară pe planul orbitei Pământului. Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sunt iluminate de soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează la latitudinile medii inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor. După momentul solstițiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopții să crească, timp de 6 luni până la 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. În jurnalul de Reghin continuăm astăzi prezentarea liceelor reghinene și a ofertelor educaționale. Sperăm astfel să venim în sprijinul absolvenților de clasa a 8-a în alegerea specializării dorite. Promovăm totodată calitatea învățământului reghinean. Ghiță Zileriu și directorul adjunct al liceului Lucian Blaga ne prezintă profilul științe sociale. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Da Reghin TV și campania Da pentru școală, Da pentru viitor. Derulăm așadar această campanie pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, al absolvenților clasei a 8-a, al părinților acestora, în a vă prezenta ofertele educaționale ale liceelor din zona Reghinului. Ne aflăm la Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin, stăm de vorbă cu domnul profesor Teodor Pescăruș, directorul adjunct al instituției, și vă vom prezenta astăzi profilul științe sociale. Domn director, cum e cu acest profil? Deci acest profil, științe sociale, este
face parte din cadrul profilului uman. În cadrul acestui profil, orientarea se face spre studiul care pune accent pe competențe în domeniul științelor sociale. Este vorba despre istorie, filozofie, psihologie, sociologie, economie. În cadrul acestui profil, studiul alocat, numărul de ore alocat ariei curriculare om și societate este ceva mai mare. Ore pentru disciplinele istorie, geografie, științe socio-umane, cum sunt logica, economia, psihologia, filozofia, numărul de ore este cam 90 ore pe săptămână. Sigur, în urma absolvirii acestui profil, orientarea absolvenților poate fi făcută spre profesii în care se pune accent pe istorie, geografie, socio-umane și, de asemenea, absolvenții acestui profil pot urma și dreptul. Deci, practic, extrem de interesant pentru cei care, de părinții, își doresc, știu, copiii să aibă o pregătire extrem de bună și normal bine văzută. Da, și aș puncta, spre deosebire de profilul uman filologie, la științe sociale studiul matematicii nu se încheie în clasa 10-a, se continuă până în clasa 12-a, se merge cu 2 ore. Deci, practic, este un profil așa, mai nu renunță nici la în totalitate la partea reală și este apropiat de partea umană, de deci filologie. Și în momentul în care dumneavoastră veniți în sprijinul lor cu un asemenea profil, cum îi simțiți pe cei care se înscriu practic la acest profil din experiența anterioară a dumneavoastră? Deci aici fiecare își exprimă interesul în funcție de ceea ce dorește în viață. Chiar am văzut, acest profil este destul de căutat. Deci profilul care atrage elevi și se pare că mulți sunt orientați spre acesta. Da, se spune și pentru faptul că este foarte prezentă în viața noastră titulatura jurist, avocat, da? Se merge spre acele meserii în cele din urmă, da, urmând un asemenea profil? Noi chiar facem studii în fiecare an, urmărim evoluția absolvenților noștri, fiecare profilul, în funcție de profilul absolvit și ceea ce își aleg în continuare. Și regăsim cei care sunt absolvenți acestui profil, se regăsesc în continuare printre... Practic, se regăsesc mai departe printre... În domeniul respectiv. Da, da, și meseriile extrem de bine văzute, practic, să nu ne ascundem după degete. Bun. Domn director, încă ceva. În momentul în care copiii vor veni aici la dumneavoastră, este clar, e o instituție serioasă, nu are nevoie de nicio... Noi, practic, prezentăm ofertele pentru ca ei să înțeleagă mai bine, să fie și mai bine informați. Credeți că modul în care, nu știu, vin ei pregătiți din clasa 8-a este îmbunătățit? Parcă și procentul la BAC, am văzut puțin, a mai crescut, nu foarte mult, dar parcă nu mai stăm așa de problematic, să spunem. Sunt bine pregătiți elevii în momentul în care vin? Bineînțeles, școala noastră oferă un plus de valoare elevilor. Absolut. Și scopul, obiectivul nostru al cadrelor didactice din școală este să asigurăm pregătirea, să îmbunătățim achizițiile lor din școala generală și să le oferim o șansă în plus pentru competițiile viitoare. Bun, așadar aici, la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, se face școală și se face școală la modul serios. Asta am vrut să punctez, practic, și domn director a și eu înțeles exact ideea. Bun, oferte pentru absolvenții clasei 8-a, pentru părinții acestora, apropo de viața, de perioada din viață care urmează pentru ei. Da pentru școală, da pentru viitor, campania aici la Daring TV. Până la o nouă întâlnire, numai bine! Urmează acum recenzia de carte a colegei mele Emeșe Ardelean. Să vedem așadar despre ce carte ne va vorbi în această seară.
Doamnelor, domnilor, pentru această săptămână vă propun Madame Bovary de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert înfățișează în acest roman viața tumultoasă a Emmei Bovary, un personaj complex, ale cărui valuri cad pe parcursul cărții. Madame Bovary este simbolul decăderii morale eterne, al prăbușirii umane și al simțurilor dezlănțuite. Frumoasa tânără care devine printr-o căsătorie banală, doamna Bovary, trăiește o existență exaltată, cufundată în sine și în visele de mâna a doua, inspirate din cărți de consum popular cu cavaleri și marchize. Ea neagă realitatea căutând iubirea zugrăvită în cărți, chiar dacă trăiește lângă un bărbat anost, care nu bănuiește nimic din zbuciumul emoțional ce marchează existența soției sale. Frumusețea femeii atrage, sigur, admiratori, însă setea ei de iubire imaginară nu este ostoită. Doamna Bovary devenind, fără să o dorească, în mod conștient, o adulteră decăzută. Pasiunile sale nebunești, setea de găteli, tapiserii și mătăsuri, dorința de a duce o viață luxoasă pe care nu și-o poate permite, o târăsc într-o existență paralelă, viciată, care dărâmă chiar idealurile clădite cu grijă în adolescență de eșafodajul viselor livrești. Cu toate că personajul pare detestabil, ipocrit, chiar cinic uneori, putem spune că Madame Bovary este, la un nivel ascuns primei priviri, un exemplar feminist, care își neagă rolul desemnat de societate, de soție și mamă, pentru a duce o existență independentă, fie ea și reprobabilă. Emma este frumoasă, tânără, dar și naivă, oarbă față de tertipurile vieții pe care dorește să o trăiască plenar, fără restricții. Ea nu este o simplă cochetă în desfrul ei orgiastic. Nu încetează să caute acea dragoste înfiorată care să o salveze de la o existență la fel de nedemnă ca cea pe care ar fi fost obligată să o ducă. Ea nu se vinde, chiar dacă îi se oferă ocazia, devenind mai mult decât o femeie oarecare ce își încornorează soțul. Flaubert nu a creat doar un roman de dragoste aici, ci și unul social prin care critică subtil sau mai puțin subtil moravurile societății, însă fără urmă de ironie, așa cum o făcea Caragiale. Am înțeles că la vremea lui a fost destul de criticat și s-a spus că Doamna Bovary este un roman ofensator. Concret, educată la o mănăstire de maici, tânăra provincială visează la un amor teribil. Iubirea calmă a doctorului, soțul ei, nu o satisface. Ea se îndrăgostește de o secătură, Rodolf, care nu face prea mare eforturi să o seducă. Acesta o lasă să-și închipuie că va fugi cu ea în lume și apoi o abandonează cu un bilet de adio. Sigur, după un asemenea eșec amoros, cât se poate de usurător, o femeie cu scaun la cap s-ar astâmpăra, mai ales că Bovary, acest om cum se cade, cam stângaci adevărat, dar prevenitor și delicat cu ea, ar merita un rest de fidelitate din partea ei. Emma nu se lasă însă și mai joacă odată. Nimerește în brațele ajutorului de notar, care o pândea de mult. Scriptologul, un ratat pofticios, face parte din categoria bărbaților care oftează interesant și par preocupați de abisalități, până se văd cu femeia pe care au pus ochii, după care se întorc în mediocritatea lor. Sigur, Emma te enervează cu toate închipuirile ei, îți vine să o sfătuiești să-și găsească o preocupare, astfel încât viața de provincie să nu îi se mai pară atât de plictisitoare. Madame Bovary este modelul negativ din literatură, model de decădere, adică o fată educată care se căsătorește cu Charles Bovary și se închide în ea, citește mult și se îndrăgostește de alți bărbați. Iar în final se sinucide. Puteți spune și că Emma este tipicul femeii neglijate care tinde la mai mult, dar societatea în care trăiește nu reușește să o mulțumească. Oricum, veți descoperi portretul unei femei sfâșiate între un univers imaginar, idealizat și realitatea mediocră în care își duce existența. Temperaturile ridicate ne țin cu gândul la zilele libere și la vacanță. Mai este și debut de weekend, așa că ne simțim îndreptățiți să ne facem planuri de a evada din oraș. Lacul Roșu este destinația turistică pe care vă propunem astăzi, după ce ne-am făcut un obicei ca la jurnal să vă sugerăm unde puteți petrece clipe de relaxare. Urmăriți un material realizat de Antena 1 Târgu Mureș.
Lacul Roșu este un lac de baraj natural format în 1837 la poalele muntelui Hâșmașul Mare, în apropierea cheilor Bicazului, la o distanță de 26 de km de Gheorgheni, în județul Harghita. La ultimele măsurători efectuate în anul 1987, a reieșit că lacul se întinde pe un perimetru de 2830 de metri, area este de 114.676 de metri pătrați și volumul apei care se acumulează este de 587.503 metri cubi. Lacul s-a format la altitudinea de 983 de metri într-o depresiune cu un climat predominant subalpin. Legendele spun că la formarea lacului, terenul care s-a surpat ar fi acoperit un cioban, omorându-i atât oile cât și câinele și măgarul. Apa adunată a avut culoarea roșie de la sângele care a curs, iar în acest fel lacul a căpătat denumirea de lacul Roșul sau lacul Ucigaș, cum mai este cunoscut. Lacul este alimentat de 4 pâraie mari și încă 12 cursuri de apă temporară, dintre care cele mai importante sunt Verescheul, Licoșul, Șuhadrul, Oii și Ucigașul. Toate că lacul Roșu este o formație tânără, condițiile și timpul de formare a lacului sunt foarte discutate. În timpul formării, zona lacului era o zonă greu accesibilă din punct de vedere economic, neexploatată. După Franz Herbig, un geolog recunoscut în Ținutul Secuiesc, lacul Roșu s-a format în anul 1838. Acest fapt este justificat și de cutremurul din 11 ianuarie 1838, care s-a repetat în februarie și ar fi putut provoca alunecarea de teren. Un alt an de formare este 1837, care poate să fie argumentat de furtuni foarte violente și ploi puternice. Despre această perioadă scrie Detroit Pușcaș Ferenc în lucrarea lui Istoria Borsecului. Esențial este că lacul s-a format prin deplasarea mesei argiloase depuse cu ocazia ultimei ere glaciare pe versantul nord-vestic al muntelui Gilgoș. După obturarea văii, pădurea de brazi a fost inundată și arborii s-au pietrificat, oferind o particularitate rară întregului peisaj. În primii ani de la formare, lacul s-a extins mai mult, cam un kilometru mai sus, în Valea Părâului, dar de-a lungul timpului, barajul natural s-a erodat, nivelul apei stabilizându-se la nivelul actual. Împrejurimile lacului au un microclimat plăcut, deosebit de benefic pentru tratarea stărilor de convalescență, extenuare fizică și psihică sau insomnie. Temperatura medie multianuală este de 8 grade Celsius, peste media de 6 grade a depresiunilor intramontane. Valea este practic ferită de vânt, aerul deosebit de curat, bogat în aerosol natural, împrejurimile pitorești oferă condiții excelente pentru cei care caută surse de regenerare rapidă pe cale naturală. De la Târgu Mureș până la lacul Roșu sunt 141 de kilometri. Se merge pe ruta Sân Georgiu de Pădure, Pride, Gheorgheni. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată știre de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cea despre noile modificări aduse codului rutier. Pe locul 2 în clasament s-a situat materialul despre curelărie, o meserie cu tradiție în Reghin. Știrea despre caniculă, ce poate face victime, s-a situat pe locul 3 ca număr de vizionări. În ultimele 24 de ore, cea mai citită știre de pe pagina de Facebook Dar TV Reghin a fost cea cu privire la noile modificări aduse codului rutier și examenului pentru permisul de conducere, materialul acumulând aproape 3.000 de vizualizări. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, se află știrea despre tradiția de 500 de ani în domeniul curelăriei la Reghin, cu aproape 1.700 de vizualizări. De asemenea, informația despre pericolele pe care le putem întâmpina dacă nu ne ferim de caniculă, cu aproape 1.500 de accesări, s-a clasat pe locul 3.
Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți urmări în continuare rubrica Jurnal Plus, care conține sfaturi ale polițistului în prag de vacanță. Urmează apoi Jurnalul Economic, însoțit de Cursul Valutar, Jurnalul de Vreme, iar la final Calendarul Zilei. Sunt Andreea Milășan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Tradiție pentru reghineni te așteaptă cu o nouă sală de biliar. Acum, la etaj, restaurant Crin. Produse culinare de excepție, servire ireproșabilă, totul într-o ambianță intimă. Nou, bufet suedez. La cerere se organizează mese festive. Nou, Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat. Monitorizarea sistemelor electronice de securitate. Consultanță de specialitate și servicii de protecție personală. Pentru siguranța casei și afacerii dumneavoastră, apelați cu încredere la Guard Express. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul și m-au sechestrat într-o baracă unde mâncam și dormeam ca un animal. Munceam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat permanent. După o luni m-au aruncat pe stradă fără acte și fără bani. Cum a fost posibil? Nu m-am informat. A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Florin Groza de la HiQ și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română.
domnule comisar șef, care sunt problemele cu care vă confruntați în această perioadă? Dacă este cazul ca astăzi să analizăm evenimentele cu care ne-am confruntat în ultima săptămână, aș putea să vă informez că nu am avut probleme deosebite. Pe linie judiciară însă aș remarca două aspecte. Continuă sesizările vis-a-vis de infracțiunile de furt de telefoane mobile. Am avut în această săptămână, cred că, 4 astfel de sesizări și vă rog să mă credeți că, deși facem cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt, respectiv furtul unor telefoane mobile, în toate cele 4 cazuri s-a dovedit o neglijență crasă din partea proprietarului. Continuăm cercetările, sperăm să identificăm telefoanele, însă procedura de lucru este una oarecum destul de greoaie, care cere multe activități și mult timp. Dar sperăm totuși să le recuperăm ca persoanele care au comis aceste fapte să fie trase la răspundere, dar revin cu recomandarea de a fi mult mai conștienți cu bunurile pe care le deținem. Al doilea aspect, destul de interesant, în ultimele săptămâni am avut, n-aș vrea să spun, o avalanșă de astfel de sesizări de furt de biciclete, dar sunt destul de multe aceste sesizări. Au fost cazuri în care am identificat autorii și am recuperat bicicletele, dar problema cu care ne-am confruntat în această săptămână este una mai aparte. La sediul Poliției Municipiului Reghin avem 8 biciclete recuperate, avem un suspect sau un făptuitor care îl cercetăm pentru furturi de biciclete, nu avem păgubaș, nu avem persoane vătămate. Deși am fost conduși în teren cu ocazia activităților specifice ca să identificăm locațiile de unde s-au sustras, sunt locații doar cu caracter general, stradă, cartier, nici de cum garaj sau dependință, ca să putem afla cine este proprietarul. Ca atare apelăm la sprijinul dumneavoastră dacă prin intermediul dumneavoastră putem ajunge la păgubaș. Avem rugămintea persoanele care au suferit în sensul că li s-au sustras biciclete și n-au depus plângere penală în ultimul timp, avem rugămintea să se prezinte la Poliția Municipiului Reghin. Și pentru că suntem în prag de vacanță de vară, care ar fi sfaturile pentru copii? Într-adevăr, după un an de muncă vine bine meritata și mult așteptata vacanță de vară. Dincolo de bucuriile care le aduce această perioadă, dincolo de farmecul extraordinar al vacanței de vară, rămâne totuși grija părintească asupra minorilor. Recomand o supraveghere cât se poate de responsabilă, atenție la anturaje, atenție la locurile de joacă, atenție la mersul pe bicicletă, la locurile unde se pot da cu bicicletele, atenție mărită pentru a se preveni accidentele rutiere, pentru prevenirea victimizării minorilor care oricând pot cădea victime accidentelor rutiere și elocvent este ultimul caz de pe raza comunei Batoș. Atenție la deplasările la ștrand, atenție la bunurile personale pe care le au copii asupra lor, atenție la scăldatul în locuri neamenajate, în locuri populare, să le spun așa, deci atenție la multe. Orice fel de probleme, poliția este în așteptarea sesizărilor și va interveni de fiecare dată. Atenție mărită, revin în mod obsesiv, supravegherea cu responsabilitate
În ultima săptămână am avut 3 minore plecate de acasă. Plecate de acasă în direcții și destinații oarecum îngrijorătoare. Au fost identificate, dar rămân părinții cu diferite traume. Autoclas. Inspecție tehnică periodică 50 lei. Reglaj optic unghiuri direcție 60 lei. Diagnoză computerizată 25 lei. Reparații turbo, reparații cutii de viteză automate și manuale. Schimb ulei 25 lei. Manoperă la preț de criză. Reghin, strada Pandurilor, numărul 154, ieșire spre Suseni. Telefon 0742 107 449. Service Autoclass. Cele mai mici prețuri din oraș. Colecții de lux, calitate maximă, prețuri speciale. Magazinele Tentazione, Tiffany și Tiffany Lux din cartierul Făgărașului, blocurile 2 și 10, vă așteaptă cu noua colecție 2013. Găsiți în exclusivitate cunoscutele branduri Chantal, Andreea Mantea, Artista, Mădălina Panfile, by Bianca Drăgușanu. Fiecare femeie își dorește să fie privită și admirată. Colecția de haine by Bianca Drăgușanu este cea mai bună alternativă atunci când vorbim despre a fi unic prin ceea ce porți. Fii unică doar prin magazinele Tentazione, Tiffany și Tiffany Lux. Husqvarna, prin Motor Forest Reghin, strada Călărașilor, numărul 26, vă așteaptă la campania de primăvară 2013, cu numeroase cadouri și reduceri. Motoferă straie Husqvarna, însoțite de pachet promoțional, motounelte și trimere, mașini de tuns gazon, dispozitive de toaletat GuardView, tractoare și ridere, aparat de stropit cu lichid sau pulbere, accesorii pentru grădinărit. Telefon 0265 521 612, 0746 249 431. Husqvarna, legenda continuă prin Motor Forest. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Legs Ale Gym. Respect pentru tine! Fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Bun
găsit la Jurnal Economic. Românii care vor alege să plece în concediu până la data de 15 iulie vor putea obține una sau două nopți gratuite de cazare la pachetul ales prin programul Zile Gratuite de Vacanță. Programul este realizat de Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, în parteneriat cu hotelierii din țară. Se va extinde și în perioada 15-31 august. Ofertele puse la bătaie sunt realizate pe modelul plătești 5 nopți și stai 6 sau chiar 7, după cum se explică într-un comunicat de presă emis de ANAT. În fiecare ediție, acest program a reușit să atragă zeci de hotelieri de pe litoral, dar și din stațiuni montane de tradiție și un număr semnificativ de agenții de turism din toate județele țării. Ofertele sunt disponibile doar în cadrul agențiilor de turism membre ale ANAT. Potrivit raportului realizat de Fundația Post-Privatizare, numărul firmelor mici și mijlocii radiate zilnic în 2012 este de aproximativ 200. Mai exact, în 2011 s-au înregistrat 73.244 de radieri la nivelul întregii țări. În anul 2012 s-au făcut peste 71.000 de radieri, reprezentând o ușoară scădere, respectiv de 2%. Per ansamblu, IMM-urile realizează 58% din volumul total al cifrei de afaceri din economia non-financiară, fiind preponderente în fața întreprinderilor mari, în majoritatea sectoarelor economice. În acest context, evoluția negativă a sectorului IMM are un impact major în economie, în condițiile în care acestea dețin o pondere majoră de 99,7% în numărul total de firme active din România. Totodată, au un aport tot mai semnificativ la crearea locurilor de muncă. Practic, peste 65% din numărul total de angajați români lucrează în IMM-uri. Jurnalul Economic se încheie aici. Cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 53 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei 45 de bani. Un franc elvețian a fost vândut cu 3 lei 68 de bani. O liră sterlină a fost la vânzare 5 lei 27 de bani. Cu 1 leu 54 de bani s-au vândut 100 de forinți maghiari. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 46 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei 35 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei 55 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 14 bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 48 de bani. Potrivit BNR, gramul de aur a atins astăzi cotația de 141 de lei 90 de bani. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. Vreme foarte caldă astăzi în județul Mureș. La orele amiezii, valul de căldură ne-a lovit din nou, maximele ajungând la valoarea de 31 de grade în Reghin, 32 la Târgu Mureș, iar la Deda 29 de grade Celsius. Vine weekendul și odată cu el vine și distracția, mai ales că meteorologii anunță un sfârșit de săptămână de foc, cu temperaturi foarte ridicate. Mai exact, mâine vor fi 31 de grade în Reghin, 32 la Târgu Mureș și 29 de grade la Deda. Doamnelor și domnilor, prognoza meteo se încheie aici. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. Un weekend așa cum vă doriți!
Bine v-am regăsit! Între anii 1849 și 1918 au învățat în total 105 regineni în centrele universitare din străinătate, cele mai populare centre fiind Viena și Berlin, înscris 37, respectiv 29 de tineri, urmate la destul de mare distanță de Iena, Leipzig și Heidelberg, între 8 și 10 persoane. Se poate observa că destul de frecvent unii tineri au urmat concomitent cursurile mai multor instituții de învățământ superior. Majoritatea tinerilor erau de naționalitate germană și de religie evanghelică. Reflectând compoziția etnică și religioasă a orașului, totuși, aceste componente ale societății reghinene fiind suprareprezentate. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru, jurnalderegin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!